Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cutie Neagră Plus. La 14 iunie s-au împlinit 3 ani de când fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a plecat din Republica Moldova. A fugit imediat ce formațiunea sa a cedat guvernarea coaliției formate din Blocul Acum și Partidul Socialiștilor. De atunci, procurorii au înaintat învinuiri lui Plahotniuc în mai multe cauze penale, dar fostul politician așa și nu a ajuns să fie căutat de Interpol pentru arest și extrădare. Unde s-a blocat procesul, vă spunem astăzi la Cutia Neagră Plus. De 8 luni de zile, magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nu au ajuns să examineze demersul depus de procuror pentru aplicarea arestului preventiv pe numele lui Vladimir Plahotniuc în dosarul numit generic Metal Feroz. Examinarea se tergiversează din noiembrie 2021 din cauza avocatului lui Plahotniuc, care înaintează tot felul de cereri, iar acestea sunt transmise, după competență, Curții Supreme de Justiție. Am identificat pe site-ul CSJ 10 de încheieri care se referă la cererile avocatului Lucian Rogac de strămutare a dosarelor. 9 dintre acestea vizează anume demersul procurorilor pentru arestul preventiv al lui Plahotniuc în dosarul Metal Feroz. Toate cererile apărătorului au fost respinse de CSJ, ultima încheiere fiind emisă de instanța supremă pe 1 iunie curent. Procurorii au cerut chiar și amendarea avocatului pentru tărăgânare intenționată a procesului, dar, deocamdată, lucrurile nu s-au mișcat din loc. Dosarul se află în gestiunea magistratului Serghei Papuha, de la judecătoria Ciocana, iar anterior s-a aflat în examinare la judecătorul Veceslav Martinenko, căruia i-a expirat primul mandat eliberat pe un termen de 5 ani și acum se află pe lista de așteptare pentru a fi numit în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Apărătorul se folosește de anumite așa lacune, nu știu, procedee de cod de procedură penală. În primul rând, sunt înaintat sistematic cereri de repozare a judecătorilor, iar ulterior cereri de strămutare a cauzei la Curtea Supremă. Dosarul automat se transferă de la judecătorie la Curtea Supremă pentru că se examinează această cerere și ulterior se restituie înapoi pentru examinare. Se fixează o altă ședință. Când ajungem la cea ședință, iarăși din nou se streva motive, se mai înaintează iarăși cele de strămutare și așa deja de 6-7 luni. Însăși, examinarea propriu zisă nu a început. Noi o considerăm ca o metodă de tergiversare a examinării. V-am spus, considerăm aceste cereri formale. Cât poate dura asta? Ce se întâmplă? Nu puteți întreprinde nimic? Asta este principiul să aplice amendă. Noi și-am înaintat în cazul procesului și în Donetsk, nu știu. Dar deja nu s-am trebuit. Ați cerut amendarea avocatului, da? Da, într-una din ședință am cerut, fiindcă am făcut un calcul cât și cere de refuzare și cât și de stămutare s-au depus. Cam este evident că se refuzează. Contactat pentru a comenta acuzațiile care îi se aduc de către procurori, avocatul lui Vladimir Plahotniuc ne-a promis un comentariu, dar ulterior nu ne-a mai răspuns la telefon. Te-am înregistrat atunci la telefon, acum poți să conectezi, ne oferiți un comentariu. Dacă revenit în vreo 15 minute. În cererile de strămutare a dosarului privind arestul lui Vladimir Plahotniuc, avocatul a indicat diferite motive, printre care faptul că magistrații de la judecătoria Ciocana nu ar fi imparțiali sau l-au supus unor acțiuni de intimidare. Vladimir Plahotniuc a fost pus sub învinuire în dosarul Metal Feroz în noiembrie 2021, pe 3 capete de acuzare: crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Cauza penală a fost inițiată în 2019, iar în cadrul anchetei oamenii legii au stabilit că statul ar fi fost prejudiciat cu 1,2 miliarde de lei. Vladimir Plahotniuc a fost beneficiarul mai multor companii offshore, care au obținut zeci de milioane de dolari de la întreprinderea de stat Metal Feroz, după ce au intermediat exportul metalelor feroase, susțin procurorii. În
mai 2020, pe numele lui Plahotniuc, fusese emis un mandat de arest în contumacie într-un alt dosar, frauda bancară. Și de această dată, fostul lider PD a fost învinuit pe 3 capete de acuzare: crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani săvârșite în proporții deosebit de mari. În mai 2020, procurorul general Alexandru Stoianoglu declara că există suficiente probe care ar demonstra implicarea lui Plahotniuc în furtul miliardului. Dar de atunci dosarul nu a ajuns pe masa judecătorilor. Unul dintre principali beneficiari al furtului miliardului este Vladimir Plahotniuc. Dispunem de probe incontestabile care indică că anume cetățeanul Plahotniuc este beneficiarul banilor obținut prin sub formă de credit de la BEM prin intermediul grupului Ușor, acoperit în consecință din mijloacele financiare ale Băncii Naționale a Moldovei. În total, peste 100 de milioane de dolari americani. Suma a fost direcționată spre procurarea pachetului de acțiuni al unei bănci, clădiri companiei de asigurare ASITO, Casa Modi, Hotel Național. De asemenea, banii primiți din creditele de la BEM erau utilizați pe Plahotniuc în scopuri personal sau de către companiile afiliate acestuia pentru procurarea unui avion, achitarea curselor charter personale, dășale persoanelor din anturajul acestuia. De la fuga lui Plahotniuc, la Interpol au fost depuse 2 solicitări din partea organelor de drept din Republica Moldova privind anunțarea acestuia în căutare internațională. Prima cerere a fost trimisă în toamna anului 2019, iar a doua în decembrie a aceluiași an. Totuși, Interpolul a refuzat în iulie 2020 să-l includă pe Vladimir Plahotniuc în lista persoanelor anunțate în căutare internațională și a decis radierea datelor acestuia din bazele de date ale organizației. De atunci, fostul lider PDM este căutat doar pe teritoriul Republicii Moldova. Eu pot să vă confirm, Plahotniuc nu este căutat la nivel internațional. Sunt solicitări transmise în adresa de Comisie de Control a Fișierilor. Deci sunt cereri transmise care sunt în curs de examinare. Deci acest proces este gestionat de către procurori de la anticorupție. Și n-ar fi corect să mă expun eu cu privire la situația actuală sau la aceste cereri. Procurorii anticorupție ne-au confirmat că au trimis repetat o cerere la Interpol în privința lui Plahotniuc în toamna anului trecut, dar sunt încă în așteptarea unui răspuns. Ultimul demers pe care noi l-am înaintat la Interpol a fost pe 1 octombrie 2021 în privința lui Vladimir Plahotniuc. Deci este o adresare repetată în adresa Secretariatului General al Interpol, așa se spune pe scurt. Cerea emiterea unei difuziuni de căutare internațională în privința lui Vladimir Plahotniuc. Dacă se acceptă difuziunea, atunci în baza de date Interpol este vizibil ca căutat în toate țările membre și inclusiv cu mențiunea de arest. Acolo, o comisie, este Comisia de Examinare Fișierilor, deci, spunem așa, este o comisie autonomă în cadrul Interpolului, urmează să examineze repetat solicitarea noastră. La cererea asta repetată în privința domnului Plahotniuc, dumneavoastră ați anexat și ceva materiale noi sau cam ceea ce în 2020 s-a remis? Fost anexat și materiale noi. Deci noi încercăm să convingem comisia că învinuirile în adresa domnului Plahotniuc nu au o conotație politică. Sperăm noi că își vor reexamina concluziile din anul 2020, totuși o să fie domnul Plahotniuc inclus în difuziunea respectivă, da? O să fie anunțat în căutare. Da, un termen nu există la comisie ce... Noi știm doar că comisia acum este în ședințe, da? Însă noi nu știm dacă comisia a planificat examinarea cererii noastre din 1 octombrie 2021 pentru ședință, pentru sesiunea de acum. Următoarea sesiune, dacă nu mă greșesc, o să fie în toamnă. Noi putem să cunoaștem despre un termen concret când se examinează, atunci când comisia câteodată poate să ne expedieze anumite anchete pentru explicații. Iată, spre exemplu, astfel de caz a fost cu Ilan Șor în februarie-martie 2022. Noi am completat acea anchetă și am expediat-o înapoi în comisie, am convins comisia de fișiere că de fapt nu este un caz politic și comisia a acceptat difuziunea. Similar a fost în cazul domnului Vladimir Andronache. Și iarăși s-a expediat o cerere de explicații de îndeplinire unei anchete, noi am îndeplinit-o, dacă nu mă greșesc, în mai 2022 și am remis-o înapoi comisiei.
Deja asta înseamnă că cel mai probabil cazul domnului Andronaic va fi examinat în sesiunea care se va încheia în iunie. Dacă procurorii ar obține un nou mandat de arest pe numele lui Plahotniuc în dosarul Metalferos, autoritățile ar putea depune o nouă cerere la Interpol pentru căutarea oligarhului în afara țării. Persoana și așa este anunțată în căutare, dar arestul preventiv permite anunțarea în căutare internațională. Și eventual, dacă este identificat într-un careva stat, reține. În prezent, procurorii au în gestiune mai multe dosare penale în care este vizat Vladimir Plahotniuc. Într-un caz, este acuzat de spălare de bani după ce a primit pe contul personal dividende și împrumuturi de la câteva companii offshore, în sumă de peste 200 de milioane de lei. Transferurile au fost efectuate între anii 2016-2019. De asemenea, Vladimir Plahotniuc este cercetat pentru îmbogățire ilicită. Cauza penală a fost inițiată de Picicox în noiembrie 2021, după ce procurorul general interimar Dumitru Robu a anulat ordonanța de refuz în efectuarea urmăririi penale, emisă în vara anului 2021. Anterior, Serviciul de Informații și Securitate a transmis o sesizare procurorilor, în care anunța că Plahotniuc este beneficiarul efectiv al unor bunuri din străinătate estimate la peste 160 de milioane de lei. Este vorba despre vilele lui Plahotniuc din Elveția, Franța și România, 5 autoturisme și un iaht, înregistrate în Elveția, care urmează a fi puse sub sechestru de autoritățile străine la solicitarea procurorilor moldoveni. Vilele au fost descoperite de jurnaliștii de investigație de la RISE Moldova încă în anul 2018. Centrul Anticorupție anunța că Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a indisponibilizat 52 de bunuri ce aparțin lui Plahotniuc, în valoare totală de 486 de milioane de lei. Era vorba de 4 conturi bancare cu aproape 20 de milioane de lei, capitaluri sociale în 5 companii, 32 de imobile locative și nelocative și 11 mașini aflate pe teritoriul Republicii Moldova. Vladimir Plahotniuc este vizat și în dosarul numit generic ASP. Procurorii verifică cum au fost emise acte de identitate pe numele mai multor persoane din anturajul lui Plahotniuc, cu încălcarea procedurilor, inclusiv în lipsa solicitanților acestor acte. Amintim că ASP i-a perfectat lui Plahotniuc și o identitate falsă. Actele pe numele Novak Vladislav Vladimir au fost emise la solicitarea SIS-ului în vara anului 2018. Despre ce se întâmplă cu dosarele lui Vlad Plahotniuc și cu măsurile de arest în privința lui, discutăm în această parte a emisiunii cu invitații din studio. Este vorba despre doamna Cristina Țernă, avocat, expert anticorupție. Bună seara! Bună seara! Și domnul Ștefan Grigol, tot avocat și președintele Partidului Schimbării. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Tocmai am urmărit ce se întâmplă cu o simplă cerere în judecată de aplicare a unei măsuri preventive în privința lui Plahotniuc. 8 luni de zile în care efectiv se depun tot felul de cereri sub tot felul de pretexte pentru ca să fie tergiversat dosarul, să nu fie examinat în fond, să nu fie aplicată măsura preventivă. Procurorii spun că aceste tergiversări sunt cumva justificate pe niște prevederi legale care le oferă posibilitatea avocaților să întindă mult timp examinarea unei cauze penale. Este așa sau nu? Deci se află în cadrul legal, pot profita de asta avocații, nu pot fi trași la răspundere pentru asta, nu pot fi sancționați? Există numeroase cauze
penale și civile, în cadrul cărora, din păcate, avocații fac abuz de drepturile sale procesuale, depun o mulțime de cereri sub diferite pretexte, contexte și în diferite scopuri pentru a lungi examinarea și a face imposibilă pronunțarea unei, de exemplu, închieri sau decizii. Cazul lui Plahotniuc, în cazurile altor persoane, altor infractori cu pe dosare de rezonanță, cu certitudine am văzut și în trecut și în prezent multiple tentative de tărăganare din partea avocaților. Altceva ar trebui să ne intereseze în acest context. Formal, avocatul, conform codului de procedură penală, codul de procedură civilă, are dreptul să facă uz de aceste drepturi procesuale. Însă dacă instanța califică și consideră în mod argumentat că avocatul face abuz de drepturile sale procesuale și scopul este de a tărăgăna și de a obstrucționa justiția, atunci acest avocat sau grup de avocați poate și trebuie să fie atras la răspundere conform prevederilor legii. Am văzut că procurorii au făcut un demers în acest sens. Eu sper că instanța, inclusiv în urma discuției de astăzi, să nu fie interpretat ca o presiune asupra instanței în niciun caz, dar instanța totuși va lua la modul serios obligațiile sale, pentru că în cazul în care se face abuz, judecătorul este obligat să acționeze în favoarea facilitării actului justiției și nu facilitării obstrucționării, împiedicării actului justiției. Da, doamnă Țernă, problema este în legea care permite. Deci nu face nicio ilegalitate. Avocatul, el profită de lege. De ce avem noi astfel de prevederi în lege? De ce nu se vine cu modificări? De ce nu cer, nu știu, procurorii să vină cu inițiative? Evident, nu au drept la inițiativă legislativă, dar să se adreseze către Ministerul Justiției eventual. Trebuie să existe un echilibru și există anumite garanții la apărare, există garanțiile de egalitate a armelor în proces. Eu nu aș spune că legislația noastră este problematică din perspectivă procesuală. De asta, atunci când, de dragul unui caz sau la două cazuri, umblăm și alterăm această legislație, atunci riscăm mai târziu să ne trezim că această legislație este instrumentalizată împotriva cazurilor despre care opinia publică are o cu totul altă părere decât părerea pe care o are în cazul domnului Plahotniuc. De asta legislația, mai ales cea procesuală, mai ales în dosarele penale, ea trebuie modificată cu foarte mare precauție. Eu nu sunt foarte sigură până la urmă că modificările care au fost făcute acum cu înaintarea învinuirii în lipsă, dacă există suficiente garanții pentru a demonstra că persoana într-adevăr se eschivează, că i-a fost înmânată invitația de a se prezenta la organul de urmărire penală pentru ca să poată avansa cumva urmărirea penală. Până nu o să se formeze o practică, este greu să spunem, dar dacă aceste modificări au fost de bine sau nu, îmi dau seama că urmăresc cele mai bune intenții. Da, trebuie să se avanseze pe aceste dosare, dar care va fi practica, ce va fi formată și să dacă nu va ne fi trezim, folosită cu bună intenție sau da, cu intenție. Să nu ne trezim la un moment dat că persoanele care habar nu au ce se întâmplă, pur și simplu sunt deja și condamnate și nu au putut să verifice nimic. Eu vreau să discutăm un pic mai târziu despre aceste dosare politice. Modificare. Atunci când persoana nu cunoaște nimic și care sunt garanțiile și echilibru. Eu nu zic că actuala guvernare nu a vrut să le pună. Sunt convins că a vrut să le pună. Cum va fi tratat la modul practic, rămâne de văzut. De asta, dacă există un impediment pe moment, pe un anumit dosar, să modificăm legislația de dragul unui singur caz, nu e un caz, este tergiversările sunt o problemă din punctul meu. Tergiversările făcute cu bună știință sau cu rea intenție de către avocați. Este o problemă în Republica Moldova sau bine, nu? Poate să fie limitată. Din punctul meu de vedere ar putea să fie limitată numărul de cazuri de tergiversări pe care le fac avocații. Eu să vă dau un exemplu. Să zicem, atunci când inculpatul este peste hotare, da, și avocatul are un avocat al său ales, care este în Republica Moldova, el este invitat la judecată și el nu se prezintă și nici avocatul nu se prezintă.
Sau doar inculpat spun eu nu pot să vin, vă rog frumos amânați. Bine, avocatul său tot nu se prezintă. De câte ori poate să nu se prezinte? Ar putea, eu am auzit de o situație când judecătorul, având în vedere că deși are un avocat numit, deci ales de către el, acesta nu se prezenta, pur și simplu instanța i-a numit un avocat din oficiu pe care l-a obligat să vină ca să poată să avanseze examinarea cauzei. E foarte greu, sigur, că să miști dosarele și ele uneori stau ani de zile din simplu motiv că avocații aleși nu vin, la fel, iar inculpat solicită amânare. Dar este asta o tactică, o strategie de apărare? Sigur că este. Amânarea, măcar, depinde câți ani amâni, poți să ajungi la un termen de prescripție, la urmă urmei. Având în vedere că a mers câțiva ani urmărirea penală, apoi procesul, plus dacă există careva interese, nu vreau să spun conotație politică, dar dacă sunt careva interese, când oamenii așteaptă să se producă alte alegeri, mai finanțează între timp, mai pompează un partid sau altul, ca să schimbe cumva situația politică, atunci sperând că o să poată influența ulterior și justiția, dacă nu pot într-o anumită perioadă influența. Și are de întins cât timp? 4 ani? Ne uităm la ciclurile politice, ce sunt mai scurte în Moldova din ultima perioadă de timp, decât 4 ani. Și cred că asta este miza principală a personajelor, a inculpaților care prezintă un careva interes politic, ori care au avut o viață politică anterioră și continuă să o aibă, dacă ne uităm la cazul ușor, să zicem. Și este important asta să nu fie miza judecătorilor. Da, exact. Procurorilor. Exact. Pentru că eu cred că deseori chiar și ei fac lucrul ăsta, înțelegând că atunci când nu știu ce o să le aduc următoarele alegeri, atunci preferă să vadă care o să fie rezultatul exact. Electoral. Judecătorii și procurori. Da. Bine, dar haideți să privim lucrurile un pic și altfel. La dumneavoastră ieri, recent, a fost în studio președintele țării, care a spus că motivele din care nu au fost promovați anumiti judecători este că au emis niște hotărâri pe care nu le-a agreat toată lumea sau pe care nu le-au înțeles. Un judecător nu trebuie să emită hotărâri care plac la toată lumea, trebuie să emită hotărâri legale. Dacă nu sunt legale, trebuie să fie alte modalități de intervenție. Dar simplu motiv că o hotărâre nu este pe plac, ce vreți atunci la judecător și procuror? El își dă seama că el mai are încă o lună, două sau un an să schimbă guvernarea probabil și atunci nu va fi pe plac următorii guvernări. Noi acum vorbim despre dosare de rezonanță. Eu înțeleg. Nu încercăm să ne băgăm în toată justiția. Acolo lucrurile sunt oarecum clare. Dacă un procuror se duce în judecată cu un dosar pe care nu are probe, la ce se mai duce în judecată? Să-l țină și să-l mureze, că asta e o practică obișnuită la noi mulți ani la rând. Dacă se duce, probabil că el știe ce are acolo și este convins că va obține o condamnare. Mai departe, judecătorul trebuie să examineze probele pe care le are pe masă. Sigur că nu trebuie să ia decizii populiste care plac oamenilor. Trebuie să examineze ce are pe masă. Dar noi, în continuare, spun, vorbim despre cazuri de rezonanță. Vlad Plahotniuc, dacă nu ne-a mințit pe noi toată lumea și presa de investigație și procurorii și avertizorii de integritate și experții și toți, și dacă nu ne-au mințit că ne-au zis că el a capturat statul și el a pus la cale mai multe scheme, are toate motivele pentru care să fie judecat și condamnat în baza probelor administrate. Asta, ce vedem noi acum, dosare în privința lui în judecată, nu știu dacă au ajuns, ce vedem noi este o simplă cerere pe măsură preventivă, da, care de 8 luni de zile este primblată dintr-o instanță în alta și nici n-a ajuns să fie examinată. Și grației cărei, Plahotniuc nu este anunțat în căutare internațională și beneficiază de libertate, vin pe surse informații că activează în Turcia, își cumpără restaurante, fac vizite niște oameni din Moldova, prezumați a fi din echipa lui sau cu care poartă negocieri în alte state unde are active și unde unde îi cheamă și în așa fel trece un an, trece doi, trece trei, trece patru, din 2019 au trecut 3 ani plini, da? Suntem în luna iunie și nu s-a întâmplat nimic și asociații lui Iaralov și ceilalți care, în opinia mea, în mod obiectiv, făceau parte din organizația criminală lui Plahotniuc, la fel se simt bine, mersi. Și nu doar ei, mulți alții care făceau parte din această organizație și care erau capii grupurilor criminale care făceau parte din organizația criminală. Și asta vorbește despre ineficiența
procuraturi și ineficiența sistemului judecătoresc. Și aici avem un exemplu în care avocații fac uz și abuz de dreptul lor de a veni cu cereri de mersuri, diferite solicitări, și instanța nu ia atitudine în momentul în care instanța având acest drept conform codului de procedură ar fi luat atitudine o dată, de două ori, de trei ori. Da, instanța ia, trebuie să ia atitudine din oficiu sau doar dacă se solicită, dacă procurorii solicitau asta? Instanța are un rol pasiv în cazul de față. Adică pentru asta trebuie să... Procurorii de asta au făcut un demers. Eu sunt surprins de faptul că le-a luat, eu nu știu când l-au făcut exact. Recent, nu mi-aduc aminte, recent, da? Dacă au așteptat o plună de zile și au făcut acum prima dată demers, sunt întrebare și către procurori. Dar okay, în prima lună nu puteau să facă pentru că nu puteai zice că se tergiversează după prima. Dar în a cincea, a șasea, eu cred că deja luând în considerație că este vorba de o măsură preventivă, nu este vorba de fond. Da. Da? Eu cred că era cazul deja să fii mai activ și mai proactiv. Dar eu știu, inclusiv din rândul procuraturii, procuraturilor speciale, în primul rând, că există zvonuri despre o eventuală schimbare de putere, că nu e cazul să îți rupi șalele muncind și riscând capul, rupând cămașa de pe tine și cravata. Și că vezi, mă rog, dacă o întindem un pic, din cei ce știu eu în cadrul Procuraturii Anticorupție, dacă sunt 10-15 procurori care cât de cât fac ceva din 50. Bun, da, pentru o secundă. Ce treabă are dosarul Plahotniuc? Eu vorbesc generic despre faptul că inclusiv și comportamentul instanței și comportamentul procurorilor, care nu se grăbesc foarte tare să facă uz de drepturile lor procesuale, de a sancționa avocații care fac abuz de drepturi, și tărăgânează amână examinarea măsurii respective, măsurii preventive de arest, poate fi explicată prin aceste tendințe și aceste dispoziții lăsătoare de lasă hai că mai așa de rezonanță se întâmplă, poate să nu se întâmplă de foarte mulți ani. Asta ori procurorii veșnic așteaptă cineva să vină la putere și el încă n-a venit ca să se întâmple ceva pe aceste dosare. Sau problema nu este doar în faptul că ei așteaptă ceva. Sincer, eu cred că cea mai bună soluție ca să luptăm cu tergiversările ar fi o instanță specializată. Pentru că atunci când noi avem un sistem foarte specializat până în instanță, avem ANI, avem CNA, avem Procuratura Anticorupție, iar după asta toate cauzele, iar cauzele de rezonanță sunt neapărat cele de corupție, după cum se știe. După asta toate cauzele de corupție nimeresc în sistemul general, unde oamenii se ocupă de furturi, de divorțuri, de orice altceva. Ideea să fie tratate în mod special aceste dosare. Cum să fie tratate în mod special? Mai des puse ședințele. Ele nu există legislativ, nu există nicio prioritizare pentru corupție. Că toată lumea vorbește, asta este una. Da, judecătorul are dreptul să decidă cât de des vrea să stabilească ședințele. Noi avem 450 de judecători. El are agenda plină, făcută, el nu are tot orarul deschis și el se gândește că, ok, o să le pun din jumătate în jumătate de an. El judecătorii își amână, deci au în procedură mii de dosare, da, care nu pot să aibă o fereastră deschisă. De asta și spuneam, cea mai bună soluție după mine este să ai o instanță specializată, 5 judecători, aleși pe Sprânceană, foarte bine, de o comisie internațională, nu știu cum, dar care, pe rolul cărora nu există nimic altceva decât dosarele de rezonanță. Luăm o pauză de publicitate, după care o să continuăm discuția despre o eventuală idee unei instanțe specializate, dacă este bună, după asta cum mai stabilești care e de rezonanță sau nu, că fiecare crede că lui este cel mai de rezonanță dosar, dar despre asta discutăm după publicitate. Am revenit în studio, continuăm discuțiile despre ce se întâmplă cu dosarele de rezonanță, mai în mod special cele legate de furtul miliardului Landromat și altele despre care societatea vorbește de mulți ani. Din păcate, pe aceste dosare în justiție se întâmplă puține lucruri, mult sub așteptările populației. Înainte de publicitate, discutam despre soluții, ce se poate face astfel încât aceste dosare să nu se întindă cu ani în instanțele de judecată și doamna Țărnă propunea ideea unei instanțe specializate anticorupție. Haideți să discutăm despre această idee. O instanță specializată pe dosare de rezonanță.
dosare de corupție, să spunem, pentru că din ele neapărat majoritatea sunt de rezonanță. Dacă, dacă eu mi-amintesc bine, numeric, statistic, volumul de lucru a CNA și a Procuraturii Anticorupției nu o să depășească 500 de dosare expediate în judecată. Cam 500. Pe an, nu o să depășească. Din ele o să fie 5, 10, 15 pe care societatea le consideră de rezonanță. Dar 500 de dosare la 5 judecători, credeți-mă, permite să le examinezi cu celeritate, cu o, să le dai o mare prioritate. Eu o să vă spun exemplu Ucrainei, care în Ucraina la fel exista NABU, Procuratura Anticorupție, NAZK, asta e agenția echivalentă a NIU-ului la noi, da? NABU, care e echivalentul CNA-ului, și care erau foarte mult susținuți de comunitatea internațională, le-au ales pe Sprânceană și nu aveau niciun fel de rezultate. Eficiența toată se spărgea în sistemul general al justiției și au creat o instanță anticorupție. După un sistem oarecum similar cum se organizează la noi pre-vetting-ul. Adică au creat o comisie internațională, i-au ales, i-au verificat averile, le-au dat salarii foarte mari și au început să vadă rezultate. Pentru că într-un proces de corupție, ceea ce este important ca să aibă încredere oamenii că ceea ce se face, se face bine, este să vadă rezultatele rapid. Și asta e o recomandare internațională pentru cazurile de corupție. Ele trebuie tratate cu celeritate. În sistemul general, celeritate nu o să vedeți, pentru că și contenciosul administrativ trebuie cu celeritate tratat. Și dosarele de restabilire la locul de muncă, legea prescrie. Sunt anumite categorii de dosare la care se prescrie o prioritizare. Și judecătorii se străduie cum pot, de regulă, nu prea reușesc să se încadreze în termenele stabilite, fiindcă au sute, mii de dosare în procedură. Și fizic este foarte dificil să faci lucrul ăsta. Ce are în vedere, doamna Țărnă, pentru ascultătorii, nu știu, poate să deschidem parantezele, este că atunci când dosarul se examinează în prima instanță, noi avem trei nivele, noi avem, noi avem apel și recurs după prima instanță. Prima instanță, de regulă, fură cel mai mult timp. Se examinează... Pentru că judecătorul în prima instanță este un fel de soldat universal. Și asta, chiar dacă în ultimul timp s-a mers pe specializare, noi avem, după reformă, specializare în instanțelor pe sectoare, teritorial. Dar e mai general, gen penal, da, general, civil, penal, contencios, civil, contencios administrativ, deci există o specializare. Contravențională. Dar volumul de lucru în acele instanțe este foarte mare. Și atunci când unui judecător ordinar care se ocupă de penal, civil sau contencios administrativ, nefiind strict specializat pe dosare de corupție, îi se mai dau și dosare de corupție care sunt de rezonanță cu anumite influențe, cu... și asta se întâmplă în regim general, se întâmplă de multe ori că aceste dosare sunt examinate în prima instanță 2, 3, 4 ani. Și ideea... Și la Curtea de Apel, dacă ne uităm la cazul și la Curtea de Apel, la fel, pentru că Curtea de Apel... Eu mi-aduc aminte, erau timpuri când în ziua de colegiu, care era joi, strada Taylor era parcată de sus până jos pe ambele părți și într-un complet din trei judecători se examinea 100 de cauze pe zi. Pe zi. Amânări dau ședință la alta curte de apel, că de la 3 luni la 6 luni. Deci, și ele sunt în mare parte obiective. Ele de multe ori sunt obiective pentru că volumul de lucru per persoană, per judecător este așa de mare și numărul cauzelor este așa de mare. Pentru cetățean de rând, de multe ori aceste argumente nu sunt valabile pentru că există o ură față de ofițeri, procurori și judecători pe motiv de ineficiență și corupție. Dar există și factori obiectivi care noi trebuie să-i tratăm cu luciditate. Și iată, ca să neutralizăm aceste efecte, într-adevăr, prima ar trebui să existe o primă instanță de gradul 1 care ar examina dosarele de corupție, de mare corupție sau de la genul de corupție. Hai să spunem și crim organizat. Corupție, crim organizat. Noi putea să specializăm, într-adevăr, pe ambele, pentru că avem două procuraturi speciale pe care eu din toată inima consider și cu toată puterea analizei și argumentelor de care dizolvat, spun, eu am altă părere, trebuiesc lichidate și create de pe o foaie curată. Asta nu înseamnă că cei care lucrează acolo astăzi, o parte din ei n-ar putea fi reîncadrați. Nici de cum. Deci, ele trebuie să fie chedate ca să faci curățenie. Ca să salvăm din timp, să facem curățenie, să salvăm din timp, pentru că pre-vetting-ul și vetting-ul va dura ani de zile, iar rezultatele societatea le aștepta ieri, deja fiind livrate. Bine, asta e altă discuție. Asta e o altă discuție. Procuraturile trebuie specializarea întotdeauna se prezumă că aduce rezultate mai bune
aduce operativitate, termen rezonabil și așa mai departe. Plus abordare uniformă, fiindcă la noi câți judecători examinează, atâtea abordări diferite. Iar la noi au fost introduse mecanisme destul de curajoase, cum ar fi confiscarea extinsă, îmbogățirea ilicită, pe care cu chiu cu vai vedem de-abia primele rezultate. Abordările sunt foarte diferite, chiar pe ANI. Dacă ne uităm, eu nu mai spun că în interiorul ANI avem două acte de constatare pe subiecte identice în aceeași perioadă cu rezultate opuse, dacă ne amintim la cazul Micu și cazul Dorel Musteaț cu conflictul de interese. Deci, doi oameni la aceeași, votând în același moment, unul e în conflict de interese, altul nu e în conflict de interese. Moment. Zile diferite. Să spunem, să spunem. Când noi vorbim de speța este identică. Da. În instanță, lucrurile sunt și mai. Când vorbim de judecători diferiți, practica e foarte diferită. De asta este mai bine să existe o instanță în care judecătorii s-ar specializa, s-ar instrui, în special pe aceste instrumente noi, da. Legislație nouă, ca să aibă abordare uniformă, suficient de curajoasă, dar cel mai important, lucrurile se producă rapid. Eu să vă dau un exemplu. Imaginați-vă că în loc ca să amâne cu 3 luni sau cu 6 luni, se amână cu o săptămână. S-a îmbolnăvit avocat, ok, săptămâna viitoare ești sănătos. Deci noi am avea în decurs de o lună, maximum 3 luni, la noi s-ar examina toate orice dosar. Și noi nu putem spune că faptul că că au loc la distanță mare de timp ședințele de judecată sunt argumentul pentru care unele procese efectiv sunt blocate în instanță. Nu, e simplu, dosar ușor. Faptul că instanța are această oportunitate, posibilitate argumentată de a amâna cu 3, 4, 5, 6 luni de zile examinarea. Chiar dacă sunt de bună credință sau de rea credință, dar obiectiv există motivul. Indiferent de care este motivul, de rea sau bună credință. Asta este orarul unui judecător și orice judecător, chiar și de rea, fie și de rea credință, o să poată argumenta în mod obiectiv în fața organelor de control. Inspecție judiciară, în fața Consiliului Superior al Magistraturii, Colegiul Disciplinar, întotdeauna va putea să argumenteze, zice, nu să vă supărați, eu am administrare 1200 de cazuri. Un om. Da, pentru voi, ca societate, asta e important. Eu, ca judecător, tratez pe toți conform legii. Egal. Judecător cu bună credință. Poate și chiar și în această situație să obțină rezultate mai bune, să obțină scurtarea termenului de tergiversare. Dosarul șor, care s-a murat, nici nu mai țin minte câți ani, că eu deja le-am pierdut la curtea de apel de la Cahul, ca mai târziu să fie transferat la Chișinău. La Chișinău și nu vedem nicio accelerare deocamdată. Ce văd eu, că sunt numite ședințe de judecat foarte, foarte des, odată la două săptămâni, deci acolo cel puțin ședințele de judecat sunt ele au fost, ele s-au numit probabil la un moment dat, mai mult avocații, în același moment. Da, dar avocații își continuă aceeași practică de... Da. Expertize, aici judecătorul s-a securizat, nu știu ce. Și a pus în agendă, pentru că s-a întâmplat și anterior, s-a întâmplat și în practica mea de avocat, când judecătorul înțelegea că trebuie să avanseze și că nu poate trăgăna și că este un dosar de rezonanță. Dar legal nu-l oblig nimic să facă. Nimic legal nu-l oblig să facă. Și el în agenda lui își punea 4, 5, 7, 8 ședințe la rând. Nici nu-i vorba de bună credință. Și ce se schimbă? Și asta este un act de bună credință din partea judecătorului, de exemplu. Însă asta nu anulează posibilitatea și drepturile procesuale acordate de codul de procedură civil sau penal pentru avocat de a face uz sau abuz de drepturile lui de a depune cereri și demersuri. Amânare, recuzare, strămutare, care vreți. Da. Și atunci, expertiza, administrare de probe. Da, expertiza la noi o face 2 ani de zile, că Centrul Național de Expertiză Judiciară este understaffed, cum asta ar fi în românare, puțin personal, puțin experți insuficienți. Și pe perioada efectuării expertizei, dacă ea a fost admisă de către instanță, se suspendă examinarea cauzei și durează și 2 ani de zile sau 1 an de zile, cauza este înghețată, stă pe loc, bate pasul pe loc și așa mai departe. Astea sunt niște momente foarte importante. Dar termenul ăsta rezonabil care este stabilit pentru examinare, el nu trebuie să funcționeze și pentru dosarele penale? Clar, dar judecătorii sunt oameni, nu sunt supra-oameni. Oricât rezonabilitatea unui proces, ea nu este prescrisă într-un termen exact. Este o noțiune abstractă care se apreciază în raport cu gradul de complexitate a cauzei. Toate dosarele de rezonanță, credeți-mă, oricât o să fie el întinsă, termenul va fi considerat rezonabil din păcate. Pentru că cauzele de rezonanță sunt cauze complexe. Și atunci, dacă ne uităm la volumul total
de lucru pe care l-au judecătorii, atunci nu pot să spui că termenul nu este rezonabil. Okay. Noi avem... De asta și spuneam, o specializare ar putea salva situația. Da, dar dacă avocatul o să vrea să ceară expertiză știind că ea nu o să facă 20 de ani, okay, minus, mai riesc o să ascundă avocatul cel care cere expertiză, da, să ofere probele. Eu vreau să mă ridic un pic deasupra detaliilor, să atrag atenție la ceea ce este important. Moldova a avut instanțe specializate pe da, și eu spuneam în pauză că după ce am avut și acele... Și ele au ajuns stai altceva. Pieniere de corupție. Foarte, foarte problematice și foarte cu efecte nocive și... pentru economia țării. Și ele au fost lichidate. Iată că noi să nu ajungem în aceeași situație, noi trebuie în paralel să facem câteva lucruri. Să reformăm inclusiv procuraturile speciale și să le motivăm să funcționeze ca la carte, să muncească. Să alegem cu mare precauție judecătorii noi care vin în sistem. Cu extremă precauție. Să creăm stimulente materiale și profesionale pentru acei oameni care acceptă aceste funcții de mare, până la urmă, de mare risc. Că să examinezi dosare de mare corupție împotriva crimei organizate. Da, sigur că este riscant. Credeți-mă, fiecare judecător, cât de curajos o fi el, de exemplu, avem puțini judecători curajoși, să trebuie să admitem asta, constatăm asta, vedem, știm ce a fost în ultimii ani. Oricum, cât de curajos o fi, se gândește la securitatea lui, securitatea copiilor, familiei și așa mai departe. Și atunci acei judecători care examinează acest tip de cauze, corupție și crimă organizată, trebuie să aibă un grad de protecție. Mai mult mai mare, sigur. Trebuie să aibă, să renunțe și la anumite, poate, aspecte ce țin de libertate personală și raportarea contactelor în timpul liber, de exemplu, la nivelul procurorilor federali din Statele Unite, dacă persoana pleacă în concediu, procurorul pleacă în concediu, după revenire, el face submit, dă un raport cu privire la cu cine a interacționat, ce a discutat, dacă deci, au fost sau nu tentative de a-l influența. Există un nivel de salarizare mai mare, dar în schimb să cedezi la un grad mai mare de libertate personală. Să-i motivezi financiar, material, să aibă acces inclusiv, dacă vrei, și la credite mai ieftine și înainte judecătorii, procurorii beneficiau de spațiu locativ. Acum nu mai beneficiază. De cum? Blocurile, asta a fost o invenție. Și invenția asta a fost proastă. Statul, în mod normal, în trecut... 5 judecători, nu 450. Da. Stai, poți să le dai salarii foarte mari. Lucru. Nu contează, dar dacă ei vor avansa dosarele de rezonanță pe care noi ne așteptăm la confiscări de milioane sau de miliarde, credeți-mi, merită. Da. Nu poți să-i dai $500 sau $1000 și să te aștepți să meargă să confiște miliarde. În 3, 4, 5 oameni împotriva a tot ce a însemnat crima organizată și corupția din Republica Moldova, pentru că Italia, nu vă supărați, mafia italiană în comparație cu ce am avut noi cu Plahotniuc și grupările lui criminale organizate de pe lângă, din cadrul organizației lui, sunt o glumă. Mafia italiană controla un procuror, doi judecători, niște primari și așa mai departe. La noi omul controla pe orizontală și verticală toate instituțiile. Tu nu poți să dezrădicinezi asta și să produci o mare schimbare dacă abordezi lucrurile pe principiul business as usual, adică de parcă nu s-a întâmplat nimic. Atunci când noi am avut declarația cu privire la caracterul capturat a instituțiilor statului, eu m-am bucurat pentru că s-au constatat niște adevăruri, niște circunstanțe obiective, cum a fost. Și acea constatare trebuia să fie se rezume într-un șir de acțiuni de rezolvarea problemei constatate, nu? Tu ai constatat lista de instituții pe care le-ai calificat. Iar la noi n-a urmat nimic. N-a urmat absolut nimic. Bun. Acum a venit pasul cu majoritate parlamentară. A fost simbolică aceea. A pus în, la ignorare, la ignor, a pus-o, a băgat undeva acolo. Au zis că nu vor să facă abuzuri. Nu vor să facă, eu mă bucur. Dar bine, trebuie să adopte măsuri proporționale cu gravitatea situației, doamnă Rață. Eu țin foarte mult la asta și am să repet. Trebuie să adopte măsuri proporționale gravității situației. Dacă o persoană este bolnavă de cancer, iar noi o tratăm de aritmie, noi o să avem un rezultat cert, credeți-mă, un deces. Da, da, și dacă astăzi nu se trezește lumea și nu începe să... Să nu tratăm cancerul, dar să ucidem bolnavul, pentru că oricum are cancer și mai bine... Nu, asta e cam de el de tot, cam națist abordarea asta. Da. Oricum, dacă pacientul asta propuneți dumneavoastră. Nu, eu propun nu să ucid. Cele două procuraturi specializate. Eu propun să fii tratat cu chimioterapie, cu metode agresive. Dacă aceste instituții au devenit doamna Maria. Da. Dacă aceste procuraturile speciale nu sunt procuratura în sine. Procuratura în sine
conține în structura sa Procuratura Generală, Procuraturi Teritoriale și două procuraturi speciale. Dacă Procuratura Anticorupției și PCCOX-ul au devenit două tumori, au devenit sursa de infecție în organismul procuraturii, aceste două instituții trebuie tratate cu chimioterapie sau extirpate. Iată ce încearcă acum guvernarea să facă, cumva să colaboreze în faza inițială cu ceea ce este cum este. Da. Și dumneavoastră știți mai bine ca mine aceste lucruri. Eu nu lucrez acolo. Da, sigur că nu lucrați, dar eu știu nivelul dumneavoastră de informare și eu cred că trebuie să fim sinceri aici. Încearcă să facă un fel de hai să vedem cum a lucrat, pe urmă hai să vedem niște chimioterapii, ca până la urmă vă asigur eu, peste 2-3 ani să ajung la concluzia, bă, cum mi-a zis mie un fost procuror general, știți, abordarea dumneavoastră era una corectă, domnul Gligor. Nu s-a putut face nimic cu PH Cox. Mă bucur că ați constatat după finele mandatului acest lucru, da? Să nu dăm numele procurorului. Noi am avut o experiență în perioada lui Stoianoglu, care, la fel ca și dumneavoastră, n-a avut încredere în cele două procuraturi specializate. Dar nici n-a făcut nimic ca să facă ceva. El a făcut altceva. A făcut un fel de tratament. El a luat dosarele, a luat dosarele și le-a dus în altă parte. A dus în altă parte. Și a adus doi procurori de lui Platon ca să... Bun. Ce a făcut? A luat dosarele cele sensibile de la cei în care n-avea încredere, i-a dat în altă parte. Nu n-a funcționat asta. Știți, nici în felul ăsta n-a funcționat. Știți ce fac deseori judecătorii, apropo? Prima instanță, atunci când ei înțeleg presiunile sunt foarte, foarte mari sau așteptările sunt foarte mari, atunci îi strădui să amâni problema și o aruncă pe spatele curții de apel. Iar curtea de apel zice că deci pe noi se fie toată presiunea, se decide curtea supremă. Iar după cum se știe, cu cât e mai înalt nivelul instanței, cu atât lucrurile stau altfel. De asta cei care sunt mai aproape de putere întotdeauna se va strădui întotdeauna să controleze piramida sistemului judecătoresc. Vreau să spuneați de instanță specializată pe fond. După fond, dosarele merg în la curtea apel de și la curtea supremă. Ce apel, se schimbă dacă și acolo la e la apel și la supremă pot fi create, bine, poate fi paralelizat întregul. Poate fi paralelizat întregul sistemul, ori poate fi la nivelul curții de apel și curții supreme să fie create complete specializate. Pentru că și acum iar prevetingul, apropo, sincer, bine, acum prevetingul nu e, el se referă doar la viitorii membri ai CSM-CSP. Dacă se va începe un proces de vetting și dacă el va fi cam cu același procentaj cum am înțeles că s-au verificat cei 40 de judecători care urma să fie numiți la plafon, fiindcă vorbim de o treime, dintre care asta înțelegem că nu e finalul de listă. O treime dacă, care dacă a fost transpunem, da, eliminată. Nu, dar la care există, există propunerea de a nu fi promovați mai departe. Dacă transpunem 30% pe sistemul general, atunci toate termenele de care noi vorbim astăzi o să se mărească, doar ele nu o să scurteze. Ele doar se vor mări. Iar dacă înjumătățim sistemul, automat dosarele care durau 3 ani vor dura 6 ani sau 7 ani. Pentru că volumul de cauze nu va scădea, însă numărul de judecători va scădea. Înțeleg că același lucru urmează să se întâmple și în procuratură. Da, și atunci toate termenele de urmărire penală se vor mări, iar probabilitatea de a se împlini termenul de prescripție crește exponențial. Da. De asta există un risc de care nu ar trebui să se uite, fiindcă în Albania Curtea Supremă deja numește cu pasul la peste 10 ani. Că Albania este un exemplu bun, ok, dar noi avem la moment o problemă, noi vorbim despre tergiversări, iar reformele care se implementează la moment vor duce la o agravare a acestor tergiversări. Și nu doar Albania, în Italia cauzele civile se examinează în circa 6-7 ani. Noi am fost buni, sistemul nostru a fost bun pentru că termenii, chiar și până la 3 ani pe o cauză civilă, a fost termen rezonabil. În comparație cu sistemele judiciare altor state, asta este un termen bun. Nu, ne pare mult, desigur. Bun, dar pe dosare penale, noi putem să estimăm cam cât ar fi un termen bun? Pentru că eu când văd tergiversări de câte 7 ani de zile pe o instanță sau bunul 7, 11 ani la Gacichevici, înțeleg că acolo. Noi chiar o să investigăm cazul, să înțelegem ce se întâmplă în acel dosar. Îți pui două întrebări. Ok, avocații încearcă tacticile lor, înțeleg. Dar dosarul ăsta
dacă accepți tot ce cer avocații, înseamnă că și, dacă e de bună credință judecătorul, fie procurori au venit cu temele nepregătite și nu este sigur judecătorul că are în baza la ce să ia deciziile, da. fie nu știu. Dacă respind ceea ce solicită avocații, poți să trezești cu încălcarea dreptului la apărare și dosare la CEDO pierdut, ceea ce la fel nu este un obiectiv. Deci atâta timp cât avocații se află pe câmp legal, să forțăm lucrurile doar pentru că asta se așteaptă societatea și asta este bine, toată lumea înțelege. Deci cu metode ilegale nu poți să aduci binele. Poți face dreptate. Nu poți face dreptate. Tu oricum trebuie să te conformezi procedurilor care există. După mine, o instanță specializată ar scoate, deci separarea la 500 de dosare din sute de mii câte ele sunt pe an în sistemul general, ar permite, chiar dacă are loc un vetting sau pre-vetting, orice ar avea loc, ar permite derularea celor mai importante dosarelor de rezonanță să nu fie afectate de tot ce se întâmplă în sistemul general. Doar o frază în încheiere. Este foarte interesantă abordarea doamnei Țărnă cu privire la faptul că nu este de acord cu mine în ceea ce ține de lichidarea și crearea unor instituții anticorupție și combaterea criminalității organizate, dar aceleași argumente, practic, pe care le invoc eu, le invoc în cazul creierii unei instanțe speciale în sensul examinării crimelor de corupție și crim organizat. Aceleași argumente sunt noi. Această instanță, creată nou, de la zero, trecută prin pre-vetting, vetting, prin, de prin ce da, vrei, orice tipuri de verificare, cu regim special, cu supraveghere, cu documentare, salarizare, motivare, securitate și așa mai departe. Ea nu va furniza rezultate dacă nu va avea pe masă dosare construite ca la carte cu probe administrative corect. Da, domnule Gligor, la noi... asta este o mare problemă, să știți. Noi creăm procuratura anticorupție și cea pentru crime organizate, dacă e să ne amintim, noi am mai avut și alte procuraturi specializate anterioare, de transport și militară. Noi dosare militare, practic, dar ele erau foarte puține, da. Da. Și asta de transport întotdeauna era o, exact așa cum ați spus, că erau instanțele economice. Efectul rezultaților economice. Da, da. Cu aceeași, deci, tipul dosarului influențează nivelul de coruptibilitate. De asta, pentru mine, mai degrabă aș compara instanța economică cu procuratura de transport, care pe bună dreptate ele au fost lichidate. Dar cele două tentații de corupere pe anticorupție sunt mici? Eu nu spun că... N-ai așa dosare ca furtul miliardului? Nu, sunt mult mai mari, dar ele sunt în vizor. Deci, din păcate, și ce dacă sunt astăzi, în vizor? Crimele economice, cele de transport, ele erau mai puțin vizibile sau nu prea interesau pe nimeni, de asta era foarte simplu. Dar vedeți că sunt în vizor și vorbim, iată și noi acum vorbim despre niște cazuri pe care nu știu ce se întâmplă mulți ani. Deci, noi am încercat să clonăm DNA-ul și de cotul de câți ani, domnul Gligor? Da, n-am mai clonat. Deci, astea două, eu înțeleg, pentru că nu poți face copy-paste și să funcționeze. Trebuie să te gândești ce va lucra în sistemul tău. Poate trebuie să fii nu două procuraturi, dar una. Poate să fii în cadrul la procurator general. Omul sfințește locul. Da. Nu instituția, da. Nu vreau pe final deja. Vreau să discutăm foarte rapid despre la ce ar trebui să ne așteptăm sau ce ar trebui să se întâmple pe dosarele de rezonanță după modificările legislative care vor permite investigarea, transmiterea judecată și judecarea persoanelor care se eschivează de la faptul ca să fie în fața justiției. Ce trebuie să ne așteptăm că se va întâmpla după asta? Vor da buzna procurorii cu dosarele în judecată? Vor fi condamnări? Sau același lucru ca și până acum? Asta va mai salva din timp. Sper mult să nu ducă la încălcarea dreptului la apărare a persoanelor vizate în aceste dosare. Dar ele au dreptul la rejudecare, nu? Instrumente suficiente de a notifica, informa, respecta dreptul la apărare și dacă persoana respectivă nu dorește să se apere sperând că astfel va avea temei ulterior să plece dosarul la CEDO, să conteste la CEDO și așa mai departe, asta trebuie gândit foarte bine. În rest, nu ne va ajuta foarte mult, ori calitatea dosarelor penale care sunt expediate, fie și în absența persoanei vizate, bănuite de comiterea unei săvârșiri unei infracțiuni, calitatea acelor dosare va rămâne în continuare joasă, din păcate. Fără o reformă fundamentală nu ne putem aștepta la altceva.
La moment, eu calific reformele care au loc ca fiind mai mult. Calitatea joasă a dosarilor este din lipsă de profesionalism, din lipsă de instrumente? Este sau... din corupție, din apatie și lipsă de interes pentru că se schimbă puterea și ăștia nu mai înțeleg cine să-l servească, pentru că sistemul a fost creat să servească și nu, să nu respecte legea. Șeful unui procuror astăzi în Republica Moldova, în absoluta majoritate a cazurilor, nu este legea, este șeful lui nemijlocit, care are o putere politică care îi dă semnale și îi dă anumite indicații. Sistemul care a fost creat să slujească politicianul nu poate sluji cetățeanul. Nu poate servi legea, nu poate aplica legea și nu poate fi subordonat strict doar legii. Și de asta noi, a câta oară, în acele 3 decenii pe care le-am urmărit cu atenție, le cunoaștem, facem aceleași greșeli după mine. Noi încercăm să camuflăm cu jumătăți de măsură, sferturi de măsură, să tratăm o problemă care poate fi tratată numai acum, cu 100% dedicație. Când vorbeați, mă gândeam la altceva. Ok, lichidăm aceste procuraturi specializate, creăm altele, da. Dăm afară toți procurorii, luăm alții, nu schimbăm, speciale, nu schimbăm, indiferent din ce, da, din specializate, nu schimbăm clasa politică. Iar clasa politică este cea care este tentată, odată la pată corupă, clasa politică a fost schimbată acum recent, doamnă. E adevărat, da, dar... Și cu toate criticile mele față de actuala guvernare, nici eu nu-i bănuiesc că fac presiuni. Vorbesc despre... Lipsa de transparență, eu totuși cred că calitatea lor din punct de vedere al rezistenței la actul corupției și integrității este una net. Și eu așa cred, și eu așa cred, dar eu nu am încredere... Mai e nevoie, da. Nu am siguranța că aceste procese politice sunt irreversibile, că peste 4 ani sau cine știe când nu se poate schimba configurația politică și nu pot veni iarăși politicieni cu apucături de a face presiuni și iată de a subjuga justiția. Iată dacă Partidul de Guvernare PAS va urma sfaturile Partidului Schimbării în ceea ce se de reformă procuraturii și justiției, și va aduce chiar dacă peste 4 ani vor veni alții care vor vrea subordonare, vor vrea, dacă noi reușim în acest răstimp, 3 ani, 3 ani și jumătate, să punem fundațiile unei procuraturi anticorupție și combaterea crimei organizate sănătoase de la zero, credeți-mă, da, va necesita ceva timp, dar atunci când se va repeta istoria, pentru că istoria se repetă, și va apărea un alt Plahotniuc, sau un alt nu știu cine care va încerca să influențeze procurorul. Și procurorul în loc să se burdăneze, o să-i pună cătușele pe mâini, așa un procuror și așa un sistem va salva țării noastre miliarde de euro și dolari și 10 de ani în sens de dezvoltare și reformă. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Doar o scurtă replică a doamnei Țernă și încheiem. Știu că trebuie să mergeți, încheiem emisiunea, deja că suntem deja pe final legat de ultimele cuvinte din emisiune. Bine, am discutat care sunt posibilele soluții. După mine, eu cred că o instanță specializată, da, este nevoie. Eu întrebam despre ce se întâmplă după ce începe să fie aplicată această normă legală nouă. După ce se aplică, urmează să vedem. Mie teamă-mi e că dacă practicile care vor fi pornite, ceea ce am observat deocamdată este că actuala guvernare încearcă să taie colțurile pentru ca să ajungă mai repede la rezultatul scontat și de fiecare dată se împotmolește și ajunge mai greu. Iar colțurile astea tăiate sunt de fapt să taie din anumite garanții. Îmi doresc ca odată ce se vor produce anumite schimbări, cum zicea domnul Gligor, că dacă vine următorul Plahotniuc, să nu se trezească că are instrumentariu perfect pentru a politiza și mai mult lucruri decât s-au făcut până acum. Chiar dacă de data asta intențiile sunt bune, dar metodele sunt îndoielnice, metodele îndoielnice în mâna unor personaje îndoielnice pot să aducă mult mai mult prejudiciu. Eu sper că domnul Plahotniuc va veni în Republica Moldova în calitate de persoană învinuită pe anumite dosare și va avea parte de o justiție. Dar eu îmi doresc să se respecte toate garanțiile, astfel încât să nu mai aibă recursuri mai departe la instanțele. Exact, e adevărat. Justiția va trebui să fie deosebit de atentă pe aceste dosare de rezonanță, nu așa cum s-a întâmplat în perioada lui Plahotniuc. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiunea din această seară. Le mulțumesc și telespectatorilor. Rămâneți alături de TV8.